Bine ați venit la Greșeli frecvente din limba engleză, lecția 1. Vom vorbi astăzi pe scurt despre there, there și there. Știu că sună aproape la fel, dar înseamnă cu totul altceva. Începem cu there, T-H-E-I-R, there. Ne arată posesia. Ne arată posesia pentru că înseamnă a lor. Aceasta este mașina lor. This is their car. This is their car. Sau, este pisica lor. It's their cat. It's their cat. Sau, aceasta este casa lor. This is their house. This is their house. Mai departe, there. T-H-E-Y apostrof R-E. There. Sună aproape la fel, dar înseamnă altceva. There este prescurtarea de la they are. They are. De exemplu, they are coming. They are coming. Ei vin. Prescurtat spunem they are coming. Cum vă și recomand să spuneți și să scrieți. They are coming. They are writing a book. Ei scriu o carte. Prescurtat, they are writing a book. They're writing a book. Sau, they are very nice. Ei sunt foarte drăguți. Prescurtat, they're very nice. They're very nice. Mai departe avem there. There înseamnă acolo, ne indică un loc anume. De exemplu, over there. Acolo, over there. They're over there. They're over there. Ei sunt acolo. Observați ce mult seamănă cuvintele, dar ce mult seamănă cuvintele, dar înseamnă altceva. They're over there. Ei sunt acolo. Încă o dată recapitulăm ce am învățat astăzi. This is their house. Aceasta este casa lor. They're writing a book. Ei scriu o carte. Și it's over there. Este acolo. Your. Your ne indică posesia. De exemplu, your book is interesting. Your book is interesting. Cartea ta este interesantă. Your book. Cartea ta. Your apartment is big. Your apartment is big. Apartamentul tău este mare. Your apartment, apartamentul tău. I like your watch. I like your watch. Îmi place ceasul tău. Your watch, ceasul tău. După cum spuneam, ne indică posesia. Mai departe, your, Y-O-U, apostrof R-E, your, este prescurtarea de la you are, tu ești. De exemplu, you're going to the party. You are going to the party. Tu mergi la petrecere. Observăm că putem spune în ambele moduri, dar eu vă recomand să spuneți prescurtat și să și scrieți așa. You're going to the party. Tu mergi la petrecere. Sau, you are writing a book. Prescurtat spunem, you're writing a book. Tu scrii o carte. Alt exemplu, you are sleeping. You're sleeping. Prescurtat, you're sleeping. Tu dormi. Să vedem încă o dată diferența dintre cele două cuvinte. I like your watch. Îmi place ceasul tău. Sau, you're sleeping. Tu dormi. În contrast cu acest exemplu, I like your watch. Îmi place ceasul tău. Dacă spunem I like that you're calm, îmi place că ești calm. Începem cu it's, fără apostrof, its, it's. Acesta exprimă posesia. Atunci când ne referim la animale, insecte, nevertebrate, lucruri neînsuflețite.
The cat ate its food. The cat ate its food. Pisica și-a mâncat mâncarea. Sau, the dog licked its paws. The dog licked its paws. Câinele și-a lins lăbuțele. Sau, its fur is white. Its fur is white. Blana lui este albă. Mai departe, its, it, apostrof s. Este prescurtarea de la it is. It's raining outside. It is raining outside. Spunem prescurtat, it's raining outside. Plouă afară. Sau, it's healthy to swim. Este sănătos să înnoți. It is healthy to swim. Prescurtat, it is healthy. Spunem, it's healthy. It's not nice to say that. Nu este frumos să spui asta. It is not nice to say that. It is not nice. Prescurtăm, spunem, it's not nice. Încă o dată, it's, it apostrof s este prescurtarea de la it is și it's, scris împreună, înseamnă a lui, a ei, sau când ne referim la animale, insecte sau lucruri neînsuflețite. Lose, to lose, este un verb și înseamnă a pierde. Și se pronunță lose, lose. Don't lose your phone. Don't lose your phone. Nu-ți pierde telefonul. Sau, try not to lose your keys. Try not to lose your keys. Încearcă să nu-ți pierzi cheile. Alt exemplu, I think I lost my wallet. I think I lost my wallet. Cred că mi-am pierdut portmoneul. Aici este la trecut, lost, pierdut. Mai departe avem loose. Se scrie cu doi de O și se citește loose, care înseamnă liber sau slăbit, desfăcut. Dar vom face exemple să vedeți exact despre ce este vorba. The rope is tied in a loose knot. The rope is tied in a loose knot. Frânghia este legată într-un nod lejer. Knot înseamnă nod. K-N-O-T. K-N-O-T. Dar K-A nu se citește. Spunem knot. Nod. The laces are loose. The laces are loose. Șireturile sunt slăbite. The laces, șireturile. Și the boat came loose from its moorings. The boat came loose from its moorings. Barca s-a desfăcut din acostare. Încă o dată să vedem pronunția. Lose, cel de sus, lose și loose, loose. Affect, to affect, înseamnă a afecta, este un verb. The weather can affect your mood. The weather can affect your mood. Vremea îți poate afecta dispoziția. Alcohol can affect your judgment. Alcohol can affect your judgment. Alcoolul îți poate afecta judecata. The childhood problems affected him. The childhood problems affected him. Problemele din copilărie l-au afectat. Mai departe avem effect. Effect este un substantiv și înseamnă efect. The medicines are starting to take effect. The medicines are starting to take effect. Medicamentele încep să-și facă efectul. The special effects were outstanding. The special effects were outstanding. Efectele speciale au fost nemaipomenite. The news didn't have the effect that we expected.
The news didn't have the effect that we expected. Veștile nu au avut efectul pe care îl așteptam. Încă o dată, to affect, a afecta, affect, și effect, efect. Începem cu then, care înseamnă atunci sau apoi. I'll see you at the park, then we can go shopping. Ne vedem în parc, apoi putem merge la cumpărături. I'll see you at the park, then we can go shopping. Then we can go shopping, apoi putem merge la cumpărături. Let's eat, then we can play. Haide să mâncăm, apoi putem să ne jucăm. Let's eat, then we can play. Apoi putem să ne jucăm, then we can play. Then she walked through the door. Apoi a intrat pe ușă. Then she walked through the door. It was then when he realized he made a mistake. A fost atunci când și-a dat seama că a greșit. It was then when he realized he made a mistake. A fost atunci. It was then. Mai departe, then, decât. Acest THAN, nu THN, da? THAN, decât, îl folosim pentru comparație. De exemplu, apples are sweeter than oranges. Merele sunt mai dulci decât portocalele. Apples are sweeter than oranges. I like cake better than pie. Îmi place mai mult tortul decât plăcinta. I like cake better than pie. Îmi place mai mult tortul decât plăcinta, than pie. We would rather stay in than go out. Am preferat să stăm înăuntru decât să ieșim. We would rather stay in than go out. Than go out, decât să ieșim. Să nu uităm, then, THN, înseamnă atunci sau apoi, și then, THEAN, THAN, decât, și îl folosim pentru comparație. Începem cu to, T-O-O, to se citește, înseamnă prea sau de asemenea. Și facem exemple. I want to go to. Și eu vreau să merg, adică vreau să merg, și eu vreau să merg de asemenea, vreau să merg și eu. I want to go too. It is too hot. Este prea fierbinte. It is too hot. Aici este cu sensul de prea. It is too hot. Este prea fierbinte. The offer was too good to refuse. Oferta era prea bună pentru a o refuza. The offer was too good to refuse. Too good. Prea bună. I would like to come along too. Eu aș dori de asemenea să vin. I would like to come along too. Că și eu vreau să vin. I would like to come along too. Mai departe avem to. T-O. To. Care poate însemna foarte multe lucruri pentru că este o prepoziție, înseamnă la, către, în, de și așa mai departe. I'm going to New York. Mă duc la New York. I'm going to New York. I was beginning to wonder. Începeam să mă întreb. I was beginning to wonder. I would like to go to the bathroom. Aș vrea să merg la baie. I would like to go to the bathroom. Observați în acest exemplu, primul to, I would like to go, aș vrea să merg, înseamnă să, și apoi to the bathroom, la baie. Înseamnă două lucruri diferite în aceeași propoziție. Și acum to, T-W-O. To. To înseamnă doi,
Cifra 2. Dar toate aceste trei to se cam pronunță la fel și se pot foarte bine confunda. I have two close friends. Am doi prieteni apropiați. I have two close friends. I would like two cups of coffee. Aș dori două cești de cafea. I would like two cups of coffee. Two cups, două cești. Încă o dată le recapitulăm. Two, T-O-O, prea sau de asemenea. Two, T-O, la, către, în, de, să și așa mai departe. Și two, doi, cifra doi. Vom vorbi pe scurt despre aceste două cuvinte, care înseamnă amândouă mai puțin, mai puțini sau mai puține. Diferența dintre ele este faptul că fewer este folosit pentru substantive numărabile. Ce înseamnă acest lucru? Avem exemplul următor. There are fewer apples on the table. Sunt mai puține mere pe masă. There are fewer apples on the table. Acest apples, apple, se poate număra. Este un substantiv numărabil. Putem spune one apple, un măr, two apples, două mere. Așadar, în acest caz vom folosi few, fewer. There are fewer apples on the table. Sunt mai puține mere pe masă. Alt exemplu. There are fewer men inside than outside. Sunt mai puțini bărbați înăuntru decât afară. There are fewer men inside than outside. Din nou, avem substantivul man. Aici este la plural men. Care se poate număra? Un bărbat, doi bărbați. One man, two men. Așadar, folosim few, fewer. We need fewer nails. Avem nevoie de mai puține cuie. We need fewer nails. Din nou, un cui, două cuie se poate număra. Este un substantiv numărabil. One nail, two nails. Să vedem acum less. Less, după cum spuneam, înseamnă tot mai puțin sau mai puțini, mai puține. Dar folosim less pentru substantive nenumărabile. Adică nu le putem număra. De exemplu, there's less sugar in the coffee. Este mai puțin zahăr în cafea. There's less sugar in the coffee. Avem acest sugar, zahăr, care este un substantiv nenumărabil. Nu-l numărăm un zahăr, două zahăruri, ci îl cântărim. Este mai mult sau mai puțin. Avem o cană de zahăr, două căni de zahăr sau avem 100 de grame, 200 de grame. Asta înseamnă că este nenumărabil. Și atunci folosim less. The less flour, the better. Cu cât mai puțină făină, cu atât mai bine. The less flour, the better. La fel și cu făina, nu se poate număra, se cântărește, se măsoară. We need less talk and more work. Avem nevoie de mai puțină vorbă și de mai multă muncă. We need less talk and more work. Aceasta a fost lecția de astăzi, dar înainte să terminăm, recapitulăm. Fewer, mai puțin, este folosit pentru substantive numărabile și less pentru nenumărabile. Farther înseamnă mai departe, dar trebuie să fim atenți pentru că acest farther se referă la distanța fizică. De exemplu, the store is farther down the road. Magazinul este mai departe pe drum. The store is farther down the road. Este mai încolo. The nearest house was much farther than she thought. Cea mai apropiată casă era mult mai departe decât a crezut. The nearest house was much farther than she thought. Adică mai departe, era mai încolo. Go a little farther, please. Du-te puțin mai departe, te rog. Go a little farther, please. Să vedem acum further. Further înseamnă mai departe, mai mult, în plus, dar atenție, ca și grada, nu ca și distanță fizică. O să vedem în exemple despre ce este vorba. We need to research further into this matter. Trebuie să investigăm în continuare această chestiune sau să investigăm mai mult.
We need to research further into this matter. I would go even further and say they are our enemies. Aș merge și mai departe să spun că sunt dușmanii noștri. I would go even further and say they are our enemies. I would go even further. Aș merge și mai departe. Dar atenție că nu ne referim la distanța fizică. Adică aș spune mai mult de atât. She needs no further encouragement. Ea nu are nevoie de mai multă încurajare. She needs no further encouragement. Nu are nevoie de încurajare în plus. Încă o dată să recapitulăm. Farther, mai departe, ca și distanță fizică sau mai încolo. Și further, mai departe, mai mult, în plus, ca și grad. Aceasta a fost lecția de astăzi. Ne vedem la următoarea lecție. Goodbye!